Bravo, măi, Padre, mă, ce-mi place, mă. Gata? Filme? Gata? Uite că mă întorc cu Padre. Haide, da. Filmează-i pe Adui. Filmează-i pe Adui. Cucat! 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 Pe Adui! Salutare și bine v-am regăsit, derbiul mult așteptat cu Dinamo. Iată că a sosit ziua derbiului, avem aici în spate stadionul Giurești. Abia și-au ajuns și jucătorii celor de la Dinamo. Noi ne pregătim de meci și sperăm că în această seară Rapidul nostru va reuși să spele toate păcatele de pe până acum, toate rezultatele nu prea pozitive. Și sper că în această seară va reuși să ia cele 3 puncte, mai ales că este un derby și cred că victoria din acest derby va spăla-o, se va uita tot dinainte. Cea mai bună echipă să câștige! Și după cum ați văzut, Rapid s-a despărțit de Albion Rahmani. Un minus, din păcate, pentru Rapid, pentru că era un atacant de care Rapid chiar avea nevoie, sigur ăsta. Și uite, stați că chiar acum îi avem în spate, vin Căpriori noștri. Sper să fie cu noroc, cum am zis, îi avem aici în spate. Sper să fie cu noroc, Rapid și deja îi aplaudă și mai. Să fie cu noroc în seara asta, asta e tot ce contează, trebuie să câștigăm. Să luăm toate cele 3 puncte și pe lângă faptul că trebuie să câștigăm, trebuie să presăm totuși un fotbal de o calitate mai înaltă față de ultimele partide, pentru că eu vă zic sincer, singura repriză care chiar a arătat bine a fost prima de la Arad. Atunci chiar am fost foarte mulțumit de jocul Rapidului. Eu nu știu dacă e meci de fotbal sau vă zic sincer, dacă e cumva război, că băieții sunt foarte dotați. Bă, băieții ăștia pe broscuțe ce arme au mai ceva decât pe CSGO. Nu știu, v-am zis, eu nu știu dacă ei realizează că totuși vin la un meci de fotbal, indiferent, lăsând deoparte faptul că e derby, dar sunt așa pregătiți încât, nu știu, zici că s-a anunțat vreun atentat pe aici, da? Da, cum am zis, ultrașii sunt cei mai periculoși oameni din România. Și o nouă surpriză și în acest vlog, că am ținut o tradiție, ca în fiecare vlog să am o surpriză. Ne întâlnim cu Andrei. Salut pe ultima toți. Oară când ne-am întâlnit. A fost la Cluj, în februarie. Acum vreo 5 luni, da. Și din păcate, sau din fericire, a fost o victorie a Rapidului atunci, dar din păcate a fost ultima victorie din deplasarea Rapidului. Iată că ne întâlnim iarăși cu Dinamo. Sper să fie cu noroc. Sper că ai venit cu noroc. Lăsați și voi în comentarii care credeți că va fi scorul în această seară. Eu merg pe 1-1 la 1. Da, vedem. Merge pe remiziu. Sper că întâlnirea asta noastră să fie una pozitivă și Rapid să reușească victoria și... Nu știu, dacă ați zice un 3-1 de Rapid, e exagerat, e greu. Fotbalul pe care l-a presat nu arată asta, de așa o simt în seara asta. Sper că va fi un derby, că va fi un derby care o să le aibă pe toate, de la atmosferă până la un joc, ocazii. Sperăm să nu fie incidente sau cât mai puțin incidente și să se audă ca de obicei suporterii ambelor echipe pe toată durata jocului, mai ales că sunt unii dintre cei mai tari suporteri din țară, cei ai Rapidului și cei ai lui Dinamo. De chestia asta cu biletele, tu ce părere ai? Că au primit cam puține bilete cei de la Dinamo. Păi nu știu, câte, mă gândesc pe vreo 200 sau 600. 600. Puțin, cam puține, sincer, pentru un derby. Dinamo foarte puține, era bine dacă se juca pe Arena Națională, dar am înțeles că sunt ceva probleme cu gazonul acolo, dacă nu mă înșel, dar cine știe, poate data viitoare va avea loc Arena Națională și vor avea mai multe bilete, clar. Noi ne vedem din stadion și cu Andrei și venim de acolo cu update-uri legate like, de meci. Like, share și subscribe. Forță. Din păcate, eu pot spune din păcate, Dinamo Bistrița nu vor fi într-un număr atât de mare în această seară pe Giurești. Li s-au acordat în jur de, nu știu, cred că 600 de bilete. Din păcate, capacitatea Giureștiului nu ajută oaspeții să vină într-un număr mai mare. Cu toate că, eu cum am zis, la meciuri precum cu Dinamo, FCSB, Petrolul, clubul Rapid putea să facă niște demersuri încât să ofere un număr mai mare de bilete, dar tot cred că Dinamo Bistrița se vor auzi destul de puternic, nu mai tare decât Rapid, și asta e clar în această seară, dar vor fi destul de auziți pentru că oricum sunt destul de pătimași. Pun foarte mult sub de ce ați văzut, cam la fel ca Rapid. Merg alături de echipă, indiferent de ligă, indiferent de ce deplasare au, sunt acolo alături de echipa lor și mă aștept să facă și ei un show destul de plăcut în această seară și să ne bucurăm de un derby frumos, un derby care sper eu fără incidente, mai ales la ce se întâmplă în ziua de azi în România. Mai devreme, Andrei a fost, i s-a interzis să intre cu patriectele, deci ca să vedeți în ce condiții mergem la meciuri în România, adică nu ai băie cu o baterie externă. Am fost la alte meciuri internaționale, da, meciuri
internaționale, meciuri tari unde poți să intri cu ce vrei, numai la noi în România e problemă. Asta e. Să mai fac, nu știu, poate o remarcă, am primit ieri un mesaj de la un abonat și un băiat care a apărut și prin vloguri când mergeam pe la Iași. Brigada nouă Copo, de fapt, brigada nouă celor de la Iași, care a fost prezentă la meci, am fost prezent și aseară, Chencea, pentru partida dintre FCSB și Iași, unde Ieșenii au reușit să câștige și felicit pe această cale. Lista interzis cu un banner, o să pun bannerul aici în video să vedeți, un banner în care era, puteți umple voi toată Chencea, sau era ce vedem, puteți voi umple Chencea toată, nu veți fi steaua vreodată. Mesajul a fost interzis, dar de ce credeți? Andar mi-au lăsat mesajul, dar sună-mă, n-am fost de acord cu mesajul. Iată că nu poți să intri cu un mesaj pe stadion din cauza unor anumiți lideri de galerie, doar pentru că li se transmitea adevărul. Aia e, cum am zis, din păcate, prin asta trece prin România. Dacă te dai bine cu garda, ai galeria apărată și n-are probleme. Eu nu mai înțeleg nimic. Mai devreme cei de la PCH îi jurau pe rapidiști, cei de la Suna au jurat. Da, încă se merge pe chestia cu protestul liber să fie ultra și dau dovadă de asta cei de la Sud. La nici 30 de secunde după, cei de la Sud împreună cu cei de la PCH și împreună cu rapidiști și strigă libertate pentru sport. Da, nu mai înțeleg nimic legat de cei de la PCH, asta a fost decizia lor, să nu facă parte din acest protest liber să fie ultra, încă de la meciul România Liechtenstein. Ei n-au vrut să facă parte, ei și cu cei de la FCSB. Libertate pentru suporteri! Libertate pentru suporteri! Libertate pentru suporteri! Rabbi, Rabbi, you're the God of Israel.
iată că este final de prima repriză egal la pauză în derbiul dintre Rapid și Dinamo. Ocazii de ambele părți, Rapid a avut două ocazii destul de mari în prima repriză, în care putea să deschidă scorul și chiar să intre în avantaj la cabine. Iată că n-a reușit. Să vedem cine va rezerva cea de-a doua repriză. Eu sper ca Rapidul să reușească neapărat să marcheze până în minutul 65-70 acolo. Trebuie neapărat să marcheze. Cartonașul galben. Oricum, n-are ce se întâmple acolo. Cristi Săpunaru face legea. N-are ce să se întâmple acolo. Da, iată, Cristi Săpunaru crește galben. Oricum, nu se poate întâmpla nimic acolo. Moare cu ei de Cristi Săpunaru. Gen de rapidist adevărat, rapidist pur sânge. Săpunaru! Păfute Săpunaru! Thank you.
suporte. Iată că rapidiștii alături de dinamoviști acest cântec au reușit totuși să-l cânte împreună. E muie garda, muie, muie garda, e muie garda, muie, muie garda, e muie garda, muie, muie garda. Portare al Rapidului a fugit repede să-i transmită ceva lui Ben, să vedem. Iată că cu aproape 10 minute înainte să se arate prelungirile, Dinamo beneficiază de penalti și iată că reușește să-l transforme. Ben totuși n-a fost foarte inspirat la acest penalti și Dinamo egalează în minutul 80. Este incident de acolo. Yeah.
iată că este final de partidă. Din păcate, Rapid remizează și astăzi, un nou egal, un nou 1-1. Nu pot să spun într-adevăr că sunt dezamăgit de rezultat, că sunt dezamăgit de, nu știu, jocul echipei și al unor jucători. Adică sunt unii jucători care strălucesc și chiar dau dovada că merită să joace în tricoul Rapidului, cum ar fi Petrila, cum ar fi Ignat, portarul Ben. Dau dovada și își dau tot ce au mai bun să facă acest lucru. Unii încă nu realizează că sunt la Rapid. Aia, din păcate, mi-aș fi dorit o victorie astăzi în derbiul cu Dinamo. Galeriile au creat un show destul de frumos, mai frumos decât fotbalul din teren. Nu o să mai spun prea multe, eu am fost Patrick. Ne vedem vineri la Iași, pentru că vom merge alături de Rapidul nostru. Mereu și vă susține și la bine și la greu. Iar până la Iași, ce putem spune decât libertate pentru suporteri, ca să se creeze o pasiune nemuritoare.